Știi că noi am spus la EMO 350 că e un... De fapt, nu noi, eu am spus că e un urs polar. Da. Dar uite cât de urs polar e ăsta. Da, e mare. Mai exact, 5,4 lungime, 1,8 lățime, 1,8 înălțime. Filozofia mai avea un pic și-a luat la înălțime. Da, un pic. Filozofia americană. The bigger, the better. Cam asta e treaba la ei. Puncte mai mare, cu atât mai bine. Grilă mare, impozantă, faruri mari, impozante, proiectoare normale. Aici, da. Și știi clar. Că spuneai la Mercedes că a luat sigla de pe Actros? Da. Uite-te și la ăștia, au pus dita mai Ford-ul. Da, au pus dita mai sigla cu Ford ca să se vadă de departe cât vine un Ford din spate. Originile americane, să zic așa, dacă ai să te uiți mașinile lor în partea din față sau în lateral față, semnalizările sunt foarte pronunțat portocalii. Le vedem și aici. Dacă ai să te uiți la Passatul european are un tip de far, iar Passatul făcut pentru americani are în far integrat semnalizare portocalie. Nu știu de ce. Și de ce? Pentru că ei chiar folosesc semnalizările, la noi în partea asta europeană nu se folosește. Știi ce e ciudat? Că în partea din spate, la ei semnalizările sunt de culoare roșie. La noi sunt galbene față spate. Da, ei au făcut mai portocaliu în față și roșu pe spate. Nu știu de ce. Mă rog, e treaba lor, dar trebuie să recunoaștem că mașina asta este europenizată. Adică nu e comparabil 100% cu Ranger-ul care merge pe străzile lor. Ăla e și mai mare. Păi nu, stai puțin. Ranger-ul nu există, nu se comercializează în America. Da, este F 150. Altă chestie ca să nu mă repet, trademark, nu știu. Altă chestie caracteristică mașinilor americane aripi proeminente, care scot în evidență botul mare al mașinii. În partea din spate avem o benă care cred că se duce undeva cam pe la 1,5 m, 1,70 m lungime. E capitonată foarte bine cu acest plastic foarte rezistent, care e gândit strict pentru partea de utilitate a mașinii. Astfel încât când ți-ai luat, nu știu, sculele și le-ai aruncat sau materialele de construcții sau ce vrei să arunci tu acolo, nu vei zgâria tabla care în timp va duce la ruginirea ei. Așa? Și caracteristic la această mașină, ea vine cu o carosare omologată, una foarte calitativă. De pe filmare nu puteți să vedeți, dar este foarte robustă. Și ce-mi place la ei foarte mult, uite, luneta spate vine și ea cu degivrare. Deci nu ai degivrare doar pe geamul. Normal. Adică are logică să faci da, treaba dar am văzut și caroseri, am văzut și caroseri spate care erau la genul făcute în garaj, știi? Da, știu, păi tocmai asta zic, asta dovedește seriozitate din partea celor care au pus, au montat bena. Da, e o marcă Alfa. Da, ca și volum a benei, deci până aici avem 1210 litri, plus ce se mai adaugă în sus, cam încă pe atât în principiu. Cred că un total litri ar veni undeva la vreo 2200-2300 de litri. Poți să faci un jacuzzi aici în spate. Da, știi că sunt filmulețele pe YouTube cu americani buni care chiar au făcut treaba asta în pick-up-urile lor. Și ca să fie utilitară în tot, în adevăratul sens a cuvântului, avem și un cârlig cu priză pentru ceea ce vrem să remorcăm și o dita mai bară spate, care mi-e groază să mă gândesc ce se întâmplă dacă intri în ea. Da, nu pentru asta a fost vinită ca să intri tu în ea, ci ca să țină, da. Ca să țină, să protejeze spatele mașinii. Putem și garda la sol, foarte, foarte înaltă, 23 de centimetri, nu știu unde... Două agende, da. Da, dar nu știu unde am găsit noi datele astea cu 23 de centimetri, că am văzut și eu și tu ne-am notat, dar aici sunt 20 de centimetri și cu siguranță asta regarda da, numai înaltă. În momentul în care tu iei etalonul gărzii, tu iei punctul cel mai jos a mașinii. Imaginează-ți puntea. Nu, puntea de la roți. Brațul de la roată. Aici rămâi suspendat. Da, da, da. Deci ea e bine gândită, dar ca și caracteristică în cifre, noi trebuie să dăm punctul cel mai jos a mașinii. Da, bun, punctul cel mai jos al mașinii aici e 23 cm, dar ce vă interesează cel mai mult e aici unde are
Mult. Undeva la vreo 30. Da. Dacă vă uitați, peste tot mașina este căptușită cu plastic. Nu s-a pus nicăieri mochetă pentru că ar fi absurd ca, nu știu, sondorii de pe platformele petroliere când se urcă în spate să dea de o mochetă care o vor îmbâxi cu petrol, vaselin, praf și paie. Așa. Deci ei s-au gândit la partea asta și peste tot, tot interiorul e căptușit de plastic care este ușor de curățat. Surprinzător de bine pentru o auto utilitară. O compar cu Navara, e mai spre bine sau mai spre rău? E mai spre bine. E mult mai mare. Asta e clar, se și vede. Primul rând, am foarte mult spațiu la genunchi. Tu ai condus-o ultima dată. Foarte mult spațiu la genunchi. Am spațiu să bag picioarele sub șezutul șoferului. Am spațiu suficient la cap și bancheta, cu toate că pare destul de rigidă, e foarte comodă. Să știi că și ce... E spațiu pentru 3 persoane, chiar dacă avem tunelul median pentru sistemul 4x4, mașina este suficient de înaltă și spațioasă la interior ca să poată sta 3 persoane. Să știi că și în față stai ok, scaunul e puțin mai bine conturat decât cel de la Nissan și vă dăm tot timpul comparația cu Nissanul pentru că l-ați mai văzut într-un alt test. Nu are rost să vă spunem cum se mergea cu el 200 sau alte cele. O să le comparăm atunci când ajungem și la ele. Și parcă și plasticul e un pic mai bine făcut, dar asta o să le detaliem când urcăm la drum. Ce zici, mergem? Uh-huh. Hai. Bun. Am pornit la drum și încercăm să ieșim. E puțin cam aglomerat astăzi, nu știu de ce. Ieri era ceva mai liber. Cu această utilitară off-road sau off-roader utilitar, nu știu cum să zic. Ford Ranger. Ford Ranger, da. Apropo, mașina ca prezență scenică, să zic așa, e foarte bine înfiptă, știi? E, nu știu cum să zic, e ca dă bine, e un brand foarte puternic. Da, dă bine. Adică e în poză. El 200-le e cunoscut mai încoace, mai în zilele noastre. Asta ai senzația că e pe lume de când e pământul, știi? Ca gen, da, cum e și Hilux-ul, cum e și Navara, de la începutului. Da, pentru că mașina e ceea ce, cam tot ceea ce reprezintă mașina americană și n-ai cum să nu știi, adică, na. Cu toți ne-am uitat la filme americane și cam toate la ei, toate, să zic, pick-up-urile se seamănă între ele oarecum. Da, și că dacă o vezi pe stradă, n-ai cum să nu-ți dai seama că nu e americană. Și mai mult de atât, nu american. Știu, la ei cred că și adolescenții conduc chestiuni de genul ăsta. Da, da, da. Adică nu ești adolescent și ți-a dat amatiz, că ești începător, știi, și să te înveți să parchezi. Nu, la ei ți-a Prius. Ți-a Dodge Ram. Da. La fel cum am zis și ieri despre Jeep. E american, e simbolul american, Ranger, pădurarul ăla, pădurarul, polițistul ăla texan și așa mai departe. Walker. Da, Walker. Texan Ranger sau Texas, Texan Ranger, în fine. Da, da. E comercializat în 180 de țări. Mai puțin America. Modelul ăsta. Da, modelul ăsta. Da. Și nu e produs în America, la fel ca și Jeep. E produs în Thailand, Argentina și Africa de Sud. Despre această mașină. Este varianta double cab. Asta înseamnă că este cea cu 5 locuri. Ca și preț de pornire, mașina în echiparea actuală cu motorul de 2.2 150 de cai, adică e motorul de putere mai mare, pentru că este și varianta de 125. Cutie manuală are un preț de nou de aproximativ 35 de euro. La noi o găsiți la 16.500, în condițiile în care mașina este din 2015. Octombrie 2015. Da, motorul vi l-am spus deja. Cutia este cu 6 trepte și bineînțeles toate roțile sunt motrice, aveți tracțiune 4x4, ar fi chiar, nu știu, stupid, aberant să ții o mașină de genul ăsta. Da, dar varianta mai jos ca motorizare se vine și cu tracțiune doar spate. Ideea. Bun, sistemul 4x4 că am început și n-am terminat, are 3 moduri de reglaje. E varianta de 2x4 în care trage exclusiv puntea spate, varianta 4x4 în care puterea este distribuită într-un raport aproape egal față-spate și 4x4 cu reductor de putere pentru situații foarte dificile, cățărat pe pietre și așa mai departe.
Și tot aici, ca să încheiem cu partea asta, avem și asistență la coborâre. Primul care se dă mașina asta pentru oricine e spațiu. Spațiu mare, spații de depozitare mari, multe. Uite, dacă o să deschizi la tine acolo, în stânga jos, nu știu dacă o să reușesc eu să filmez, dar zi-mi așa prima ta impresie. Să-mi pun portofel aici, nu știu. Nu e mare? Ba da, e mare, dar... E undeva cam la jumătate din torpedou, din dimensiunea torpedou. Bine, exprimarea corectă era să-și pună toți pasagerii portofelele. Da, da, acolo tind să-l așez, nu știu, parcă pentru asta s-a gândit acel spațiu, știi? Și tot la interior e de remarcat calitatea materialelor care este superioară față de Nissan. Pe astea două le comparăm. Până acum noi pe astea două. Da, se simte. Mie îmi place foarte mult tapiseria. Tapiseria e dintr-un material rezistent. Da, exact, bun. Asta ți-i spune. Poți să te așezi pe mine murdar, nu e nicio problemă. Eu mă curăț ușor. N-o să rupi momentul în care să îți freci jeansii de mine. Adică e ok. Da, dar știi că sunt unele materiale auto folosite. Da, alea care se scămoșează foarte ușor. Da, alea clar nici nu vor duce prea mult în timp. Astea chiar par la săvăleală. Cum ziceai, totul e plastic la interior pentru o întreținere ușoară. Se simt bine în binările, adică se vede că nu s-a făcut treabă de mântuială pe aici. Nu vezi lufturi, nu vezi goluri, totul e la locul lui, așa. Lucru nasol care îl remarc, adică mai hardubaia asta, mastodontul ăsta mare, 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 i-a pus treaba asta. Da. De ce i-a pus treaba asta? De ce ai face chestia asta? Pentru că deja o aveau în producție. Da, posibil. E același display de pe Fiesta. Și asta, cu toate că, uite, vezi, ei s-au gândit la ce e folosit și au pus butoane mari. Da, butoane mari. Și dacă ai mânuși groase, muncitorești în mână, poți să apeși tastele. Nu știu, parcă e prea înghesuit între gurile astea. Parcă trebuia un pic mai, nu știu. Da, dar știi ce se întâmplă? Da, într-adevăr, de toate e înghesuit. Dar mașina asta nu e ca să stai să foiești butoanele, stai să folosești auxiliar, radio și mai departe. Mașina asta folosești ăsta și aici, înainte înapoi. Adică nu prea stai așa să văd, stai să-mi conectezi telefonul, stai. Există și varianta aia, scap denumirea, varianta de top de Ford Ranger, dar nu e cazul aici. Mașina e strict pentru ca să fie practică e făcută. Adică da. Te duci la câmp, vii de la câmp, te duci la tăiat copaci, te duci la spart betoane și așa mai departe, cam asta ar trebui să faci, cam asta îți oferă. Vis-a-vis de motorizare, am uitat să menționez că are aproape 400 de Nm ca și cuplu. 375. Da, ceea ce e, eu zic că suficient pentru un off-roader. Iar consumul dat de producător e undeva în jur de 7,1 sau 7,2 extraurban și 10 urban. Da. Noi până acum am înregistrat 7,5 în condiții de mers legal. Deci nu ne-a mințit, uite chiar 7,4. Hai să intrăm pe zăpadă. Da, ziceai de aia 375 de Nm, cred că băiaia cel mai bine îi simți în momentul în care cuplezi reductorul. Evident. Da, când, atunci uite, când ai de tras remorca, ai de tras multe, atunci o să-l cuplezi și atunci o să simți cuplul. Uite diferența, vezi, eu acum calc și săraca se chinuie, nu reușești. Ca să vedeți diferența, ăsta e ABS-ul. Hai să cuplăm 4x4, că tot am intrat pe zăpadă. S-a prins becul verde în bord. Și acum plecăm. Altă treabă. Da, pleacă mult mai mult. Bine, pleacă mai greu, dar se simte că nu mai... Și uite că pe aici s-ar părea că vom fi primii care pășim. Cel puțin în ultimele ore. Ce se întâmplă? Am putea să încercăm să facem cu ea un off-road, dar noi suntem echipați cu anvelope intermediare. Din punct de vedere legal, ele sunt și de vară și de iarnă, au semnul IM plus S pe ele. Deci, teoretic nu ar exista niciun fel de problemă. Practic, nu vă imaginați că pe aceste anvelope avem aderența care ne oferă anvelopele de iarnă. Lucrurile sunt diferite, dar nici nu o să vă faceți de rușine să nu puteți ieși din garaj. Că teoretic mașina asta ajunge la 100 în 12,9. Am să testez chiar asta acum, dar hai să
cronometrat, dar nu cred că e pe acolo. Și nici n-am dus-o pe roșu ca să forțăm motorul. Oricum se simte că e un motor puternic, dar e motor puternic de muncă, nu e motor puternic de a face raliu. Da, exact, chiar îți dai seama asta, la uși și după sunet. Da, și asta mai vreau să punctez aici, că ai deschis tu subiectul. Mi se pare un pic cam prezent. N-aș putea spune dacă e natura acestui motor să fie mai zgomotos decât competitorii, sau efectiv nu a fost o antifonare foarte meticulos făcută între spațiul motor și spațiul interior. Da. Dar parcă e cam aproape de noi motorul, știi? Ca după sunet. Da, eu îl simt zgomotos, dar sincer spun cu tine că m-am urcat în mașină și am plecat la mașină să fie mult mai zgomotos. Când vezi cutioul ăsta, că altfel nu pot să-i zici, e o cutie mare, te aștept să apară acolo să fie un sunet de locomotivă în mașină, dar uite, se pare acceptabil pentru ce în destinația mașinii. O să facem dreapta, pe drumul care am fost și ieri. I'm thrilled. Dar puțin, nu. Știi că Navara la un moment dat a fost în flota Petrom. Da, uite, E.ON. La momentul lansării, în 2011, avea comandate deja aproape 260 de unități de Ford Ranger. Păi și cum au ales? Pe ce considerent? Raport calitate-preț, bănuiesc? Adică nu cred că ne-au luat la modul asta, știi? Da, sunt ferm convins că a existat o logică, o... Da, a urcat fără probleme. Fără probleme, numai că n-am filmat, am uitat. Chiar trage după el o chestie. Ia să vedem. Cam de acolo de jos am urcat noi, la nivelul gardului. Să și coborăm în curând. Într-o parte de off-road. Eu ca și pasager am aici de ce să mă țin. Am mânerul ăsta lateral, pe lângă cel de aici, de sus. Și Alex îl are pe ăla de acolo. Da. Ca și jipurețul. Da, exact. Jeepul avea mânerul ăsta, l-avea aici pe bord. Ăsta l-are aici în lateral. Aici vrei să cobori? Aici? Nu, că n-am pe ales. Adică nu știu dacă pot urca. Nu pot urca cel puțin cu anvelopele astea, știi? Nu m-ar ajuta. Vezi că ai săpat acolo? Primul test failed. GoPro-ul stă. Asta era important, în faptul că testul a ieșit un fail complet. Hai că a intrat un pic adrenalina în tine, ia mai relaxează-te un pic, mai chill. Nu, dacă urc. Ba, dacă are și la urmă. Reușit. Da, s-a descurcat, nu pe unde am vrut noi, dar a ieșit până la urmă. Știi ce spuneam la început de anvelope? De anvelope, da. Da, anvelopele contează foarte mult, indiferent că vorbim de o mașină de off-road sau că vorbim de o mașină mică de oraș, contează. Da, ai descoperit și tu zilele astea pe pielea ta. Da, adică vezi, poate să te și vede cineva acolo. Stai, mă vede, mă, că... De ce nu mă vede? Mă coborăm și după ce v-am urcat din nou, am să iau... Am să iau GoPro-ul și-l... Urc înapoi. Pe aici am urcat cu jeep-ul ieri. Dar cu asta, uite, nu am nicio șansă. Vezi? Nu. No. No. Bine, e și mai multă zăpadă, da? Dar la avea anvelope mai de iarnă. Erau anvelope de stradă de iarnă. Asta sunt anvelope all season. Eu cred că pe mașina asta un consum mixt urban cu extra-urban, cred că stă pe la 8. Mers normal. Dacă vrei să faci raliu, va crește pe la 9, probabil. Cât ne costă mașina? Deci mașina costă 16.500 de euro TVA inclus. Ca persoană fizică ar trebui să ai un venit minim de 3.000 și 300 de lei în mână, fără alte rate, ca să ai un avans 0 și o rată lunară de 1.000 și 750 de lei de 5 ani. Ca persoană juridică, un avans de 15%, asta înseamnă vreo 3.100 de euro, rata lunară va fi de
260 cu 80, 70, 80 de euro cascului, dar nu te perioada contractului. Și mai există varianta de societate nou înființată, da, unde avansul se va duce undeva pe la 30%, probabil cam acolo, 6.000 de euro va fi. Da, da. Așa, dar important e că vi se aprobă, chiar dacă aveți o firmă care ați înființat-o astăzi, mâine aveți aprobarea de finanțare. Dacă sunteți rezidenți prin afara țării și vă încurcă povestea cu numerele de România, există soluții de finanțare și pentru cei care lucrează în afară. Dacă ne-a scăpat ceva, doreți să aflăm să aflați ceva nou. A, uite, da, fii atent. În momentul acesta mașina are parbrizul fisurat, dar noi îl vom schimba. Să nu credeți că mașina va rămâne așa. Cam asta a fost, nu? Da, în principiu cam asta e Ford Ranger-ul. E o mașină care își face treaba. E o mașină care nu iese din tiparele clasei lui. E comparabil cu toți ceilalți competitori. În schimb, din punct de vedere a designului, putem spune că a americanizat toate europenele noastre din segmentul acesta. Și e catchy, te face să o dorești. Ca și ținută de drum, mașina se comportă bine. Nu te bălângă, nu te balansează, stai bine în scaun. Un singur lucru l-am observat pe tot drumul, se simte un pic puntea spate. E rigidă pentru că pe spate mașina are foi de arc. Exact. Nu e foi de arc, nu e pe arc elicoidal. Și e normal să fie mai vorbim dură. Vorbim de o auto utilitară care 90% din timp va fi plină acolo în benă. Și atunci mașina se va mai lăsa și nu se va mai simți, dar în rest pare să se țină bine pe drum. Da, nu are un rulu pronunțat pentru clasa ei. Ca și zgomot de rulare e bun, un pic noisy e motorul, dar zgomotul de rulare e foarte... Da, dar mașina e americană, zic că este neprins după zgomot la motor. Da, dacă nu se face zgomot motorul, îi pune stick cu zgomot de motor și tot... Da, pune muzică pe aia. Uite, da, ce a ieșit el, Bucovina. Bravo, bă, Bucovina, bă! Era dracu. Hai, ne auzim, salutare! Pa! Pa.